Nu sunt dușmanul poporului meu, eu îmi iubesc țara, dar în momentul în care un grup de inițiativă nu respectă Constituția, nici acei 400.000 de oameni nu mă pot impune să încalc legea, nici riscul marilor proteste, nu știu ce se întâmple, nu pot. Dacă nu plac, vă rog frumos, mâna sus, demiteți, m-am plecat, cu capul sus eu. Eu nu pot să admit acest lucru și colegii mei m-au rugat să vă transmit același lucru. 400.000 de oameni este o cifră enormă. Da, noi conștientizăm acest lucru. Niciodată în istoria Republicii Moldova un grup de inițiativă nu a prezentat atâtea semnături. Dar avem ce avem. Grupul de inițiativă și-a dispersat forțele în diferite raioane, în